Încă 2 săptămâni chișinăuienii vor avea căldură în calorifere. Despre acest lucru a anunțat în cadrul ședinței operative de la primărie șeful Direcției Locativ-Comunale și Amenajare, Petru Gontea. Potrivit surse citate, blocurile locative în această perioadă vor fi conectate la agentul termic doar pe perioada nopții, iar în intervalul de timp 9-18 acestea vor fi deconectate de la căldură. Gontea a explicat că astfel se va face o economie de 50%. Anul trecut, sezonul de încălzire pentru consumatorii casnici s-a încheiat la 1 aprilie.